Bună seara tuturor, vă spun din studioul Europa FM, ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, pe YouTube și vă propun o temă tare interesantă astăzi, o discuție despre inteligența emoțională și inteligența artificială. Cum o obținem pe prima, cum o strunim pe a doua, cum le integrăm în viața de zi cu zi, cum ne ajută inteligența emoțională să ne ajutăm de inteligența artificială. O discuție care ar trebui în primul rând să ne lămurească mai bine ce sunt cele două concepte, pentru că nu știu câți dintre noi reușesc să le definească foarte clar și să înțelegem ce treabă au ele în viața noastră. Invitatul meu este Ciprian Teleman, fost ministru al cercetării inovării și digitalizării. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și cu un background serios în zona de cercetare, cercetător științific la Institutul Geologic Român, specialist în geologie, geochimie și digitalizare. Am zis bine, da? da. Da. Să începem, pentru că avem multe nuanțe ale celor două concepte. Chiar ne, ne încercam să ne facem un plan de discuție și ne dăm seama oare reușim într-o emisiune să buctăm cât mai multe lucruri. O să aflăm după ce încercăm. Exact. Haideți să începem cu inteligența emoțională. Ce este ea și de ce este bună? La ce ne ajută? Ce înseamnă conceptul acesta? Cred că foarte mulți dintre noi ne raportăm la inteligență, raportându-ne la nivelul de cunoștințe pe care le avem, informațiile pe care le acumulăm, școlile pe care le facem. Da, ne uităm sub terminologia asta mai mult la partea rațională a inteligenței, cea care se măsoară prin examene, prin teste, dar inteligența generală mai are o componentă importantă și cu mare impact în viața noastră, capacitatea de a face ceva cu inteligența rațională, cu cea cognitivă, adică practic îndemânarea de a-ți folosi, folosi capacitatea intelectuală. Și da, aici vedem, vedem exemple în care ambele sunt întrepătrunse îmbinate. De exemplu, fiecare cred că ne aducem aminte de un profesor foarte bun, dar în aceeași măsură și un profesor care știa să ajungă la studenți, dar și de profesori care erau doar ei și cursul lor. Și se, se limitau la partea se, teoretică, absolut. nu se deslipeau de tabla aia. Da, absolut, cu interacțiune foarte scăzută cu studenții. Și dacă vorbim despre cele două, cea cognitivă se dezvoltă bine până în jurul maturizării, vârstei maturizării. Pe când cealaltă este modelabilă pe tot parcursul vieții. Asta e o veste foarte bună, pentru că da. ne-am putea gândi că așa m-am născut, nu am ce să fac, nu pot să mă descurc mai bine cu emoțiile mele și cu emoțiile celorlalți. Că da, acolo categorii. cred că e jocul interacțiunii categorii. când e vorba de inteligență emoțională. Da. Și termenul, termenul potrivit este modelabilă, pentru că ea se poate dezvolta, modela într-o formă plăcută, care îi ajută pe oameni să interacționeze sănătos cu ceilalți, să-și pună în valoare fiecare potențialul, capacitățile, talentele. Dar există și reversul. Mediu poate conduce la modelarea într-o formă sluțită a emoționale. Dar nu se pune prea mult accentul pe zona asta de dezvoltare a inteligenței emoționale. Am văzut în școală, cel puțin în sistemul clasic, faptul că vorbim poate de IQ, cât de bine stau copiii la capitolul acesta, dar de IQ și să facem și aici diferența, să explicăm um, cât de bine se poate măsura zona de inteligență emoțională. Da, băi, încă suntem în, în paradigma asta pe care o trăim de la Revoluția franceză română și matematică sau inteligență lingvistică și inteligență logico-matematică. Dar ziua de azi nu mai e despre așa ceva, pentru că un IQ ridicat nu e un predictor sau un garant pentru că vei fi un manager bun, pentru că vei fi un coleg bun, că vei fi un specialist bun sau că vei fi un partener într-o relație bun sau un părinte bun și așa mai departe. Da, de fapt, trebuie să ne gândim la exemple din jurul nostru. Când da. am evaluat oameni, wow, ce bine știe da. acest coleg al meu lecția da, la matematică, da, da. și am, de am descoperit mai apoi, pe parcursul maturității sale, că n-a reușit în viață. Da, absolut. Asta nu. Deci, inteligența cognitivă nu e exclusă din ecuația asta, dar cele două sunt complementare, adică poți să fii foarte bine șef de promoție. Dar ăsta nu e un predictor că vei avea și succes în carieră, dacă nu există și complementul emoțional, adică capacitatea de a, de a spune în valoare inteligența respectivă în ceea ce privește autocunoașterea și relațiile cu ceilalți. Dar chiar așa, cum îți dai seama dacă stai bine la capitolul inteligență emoțională și cum ai putea să dezvolți mai bine zona asta, ca să te integrezi mai bine, ca să fiu un mai bun coleg? Ei, lider, poate. Da, în primul rând uitându-te la propria persoană, înțelegându-te, înțelegându-ți, de exemplu, plusurile și punându-le în valoare. Capacitatea de a, de a ne recunoaște propriile emoții nu e chiar atât de simplă. Adică, evident, știu când sunt supărat dar sunt tipuri de emoții foarte nuanțate. Foarte nuanțate, da, de exemplu, să luăm dintre astea comune, invidia. Invidia e atunci când percepem o diferență între statusul nostru și statusul altora și o diferență negativă. Aș vrea să am, aș vrea să fiu, aș vrea să fac ce face altcineva. Dar ce mă oprește? Acolo intră, de exemplu, un pic de ură în rețeta unui individ. Imaginăm o oală, așa Intră în care punem un pic sentimenti. de supărare, și, practic, modul în care ne putem decodifica stările astea ciudate este să ne gândim, bun, în, ca, ca la chimie, să descompunem, cu ghilimele de rigoare, chimic acea stare pe care nu o putem numi în niște emoții pe care le știm. Eu acum mă gândesc la ce a funcționat în cazul meu sau ce funcționează și de fiecare dată când am o astfel de emoție, să zicem, mai ciudată, mă gândesc, dar la ce mi este folositoare, cu ce da. mă ajută da, 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 starea da, da. asta? Asta e un proces foarte bun să raționalizăm lucrurile sau bunoară, iarăși o emoție întâlnită, gelozia. Acolo e pe de-o parte teama că vei pierde o relație privilegiată sau locul într-o relație privilegiată cu cineva. Și furia pe cel care îți amenință locul. Dar trebuie tratate separat. Gelozia nu poate fi tratată în sine. Dar îmi place cum e pusă problema așa de tratare. Da. De fapt, ce înseamnă tratare? Că nu păi, e ca în cazul în care, o mă doare umărul, mă duc la medic. simt că sunt gelos, ar trebui să văd ce cu frica. Sunt la zi cu ce ar fi trebuit să fac în relația respectivă? De, ca să înțeleg de ce mi-e frică. Da. Sau și de dacă ce simt că... că, aș putea să pierd. Exact, da. Și apoi furia către cineva care aparent îmi amenință rolul. N-ar trebui să fiu furios pentru lucrul ăsta, ar trebui să mă gândesc că, da, oamenii trăiesc într-o lume liberă. Da, mă fascinează zona asta de frici. Și chiar explorez foarte mult conceptele astea și chiar mă interesează cam cât de mult înseamnă în inteligența emoțională capacitatea de a-ți depăși niște frici. Și când zic frică, evident că nu vorbesc așa despre un personaj colectiv undeva în umbră, ci despre foarte multe fațete. Câteodată îți este frică să vorbești în public, câteodată îți e frică de eșec, câteodată îți e frică să nu fii inadecvat. Sunt foarte multe fațete. Da, frica. Frica e sănătoasă, să spunem, practic. La originea ei. La originea ei, faptul că ne-a fost frică ne-a dus până aici. Am da. știut să ne ferim de unele pericole. Dar de multe ori, și mă rog, mecanismul ăsta de frică s-a dezvoltat în fața unor amenințări reale, fizice, care ne puneau în pericol integritatea, ne puneau în pericol viața. Însă, în ziua de astăzi, sunt foarte puține lucruri care, în mod real, ne amenință existența. Sunt lucruri mai mult simbolice, însă mintea nu face neapărat diferența între cele simbolice și cele reale. Și atunci, practic, inteligența emoțională dezvoltată vine tocmai să facă rațional diferența asta. De exemplu, când cineva mă întrerupe din ceea ce fac. Mă amenință fizică în vreun fel, are sens să mă pregătesc să sar la bătaie? Nu are sau niciun să sens. Fug, nu? Sau Când să fug, nu? să fug, da, cele da, două de ori să. Or să lupt, ori să fug. Nu, nu are sens. Are sens să discut uh, logic, rațional, calm, că am ceva determinat în, în situația respectivă. Însă, vedeți, uh, vezi, Madalina, diferența e între capacitatea de a te lăsa pradă emoțiilor sau de a prelua controlul de a avea acea secundă în care fiecare dintre noi putem prelua controlul și de a ne alege răspunsul cu care să continuăm. Da, de fapt, asta este cheia o chestiune de control și de alegere, dar totul, cred că, e rezolvabil prin exercițiu. Da, categorie. A, a, Asta ar fi al doilea pas din punctul meu de vedere, exercițiu, dar mai întâi trebuie să conștientizezi și da. că ai o alegere da. și că ai uh, instrumentul controlului la îndemână. Da, întâi să ne uităm la situațiile în care am reacționat și n-a fost bine, nu suntem mulțumiți de răspuns de rezultat și să ne creăm un film alternativ la modul de răspuns și încet încet da putem prelua controlul. Da mergând în zona asta a fricilor, vreau să facem pasul spre cealaltă formă de inteligență pe care am pus-o pe masă. Da. Da? Am zis inteligența emoțională, dar să ne fie frică de inteligența artificială pentru că am văzut în dezbaterea publică Proeminent acest tip de atitudine E ca povestea aia cu cip ciparea Da, 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 da. <laughs> Că nu cumva dar Ceea și... ce nu înțelegem este din zona de necunoscut Și e clar ceva periculos Da Totdeauna când umanitatea, omenirea A trecut prin salturi tehnologice Când a fost în fața ceva foarte nou Au fost frigile astea Și curentul electric a adus frigi Și internetul a generat frig E firesc, în fața necunoscutului, să avem semne de întrebare. E, și semnele de întrebare au legătură cu inteligența emoțională, pentru că ne gândim la e, propria existență. Îmi va fi afectată activitatea exact. mea, eu eu afectat. capacitatea mea de a-mi genera resursele de care am nevoie eu și cei dragi ai mei. O să îmi fie pusă sub semnul întrebării competența în, în această lume nouă și fiind multe semne de întrebare, da, sunt firești. Pentru că depinde, cred, de perspectiva în care așezi inteligența artificială. Da. Este un instrument sau este un înlocuitor al activității tale? S-a pus mult problema meserilor, care vor dispărea din cauza creșterii uh, a eficienței uh, și utilizării inteligenței artificiale. Da, am ambele răspunsuri, dar uh, acum ca să clarificăm un pic termenii. Da. Uh, e mult spus inteligență și ceea ce vedem acum în jurul nostru aplicații uh, sunt o formă foarte bazală de manifestare a inteligenței, pentru că practic accelerează și fac într-un mod mult mai performant unele activități pe care le-ar putea face inteligența umană. Unele, nu toate. Există însă în laboratoare și în zona de cercetare inteligența artificială avansată, care deocamdată e în fază experimentală, care va înlocui complet multe dintre acțiunile umane. Dar încă, încă nu suntem Dar acolo. Dar nici măcar perspectiva asta, dacă te uiți la ea așa cu sinceritate, o privești în ochi, nu ar trebui să fie înspăimântătoare, că înseamnă doar că. Trebuie să ne adaptăm, la fel cum am făcut-o de foarte multe da. ori, unui nou context. Da, practic, inteligența artificială vine să ne facă viața mai ușoară și, da, va fi un proces de adaptare. Uh, însă, impactul nu-l putem, uh, nu putem neglija. Impactul negativ și impactul pozitiv. Să clasificăm puțin dacă am avea o foaie de hârtie și am pune plusuri și minusuri, am cum da, se face. Ce ar putea uh, să însemne minus? Că plus uh, e mai uh, ușor da. să. Înțelegi. Eu aș propune o altă optică mai curând. Care sunt pericolele pe da. care le poate genera inteligența artificială și care, care sunt oportunitățile? În acest moment, care par a fi pericolele? Păi, uite, ne uităm, de exemplu, la uh, cei care sunt de cealaltă parte a zidului, uh, cu rele intenții. Inteligența artificială poate fi folosită pentru dezinformare. Corect. Uh, capacitatea de a crea aceste deep fake. Uh, Videoclipuri, înregistrări audio care practic nu mai pot fi deosebite de modul nostru natural. Da. Sau, spre exemplu, capacitatea de a amplifica anumite idei în social media cu un scop anume de a influența alegerile sau de a crea curente de opinie. În favoarea unei idei sau în defavoarea unei alte idei. Asta e partea negativă. Partea pozitivă e că tot în războiul ăsta cu dezinformarea. Poți să verifici. Poți să verifici și poți, cu ajutorul inteligenței artificiale, care este mult mai eficientă decât munca umană, să filtrezi știrile false de știrile. Uh, Adevărată. dar acolo la pupitrul acestor mecanisme tot omul este și cred că tot inteligența da. sa emoțională da. și modul în care reușește să strunească o astfel de dezvoltare. Da, însă însă e un instrument care eficientizează fantastic exponențial munca umană. Mă uitam spre zona de educație și chiar am discutat în diverse contexte despre cât de mult poate să fie folositor ce înseamnă inteligența artificială și descoperise în conceptul de democratizarea accesului la informație. Cât de minunat ar fi ca orice copil, indiferent de școala unde învață, să aibă la dispoziție un profesor virtual, personal, care să-i ofere un răspuns pe măsura portretului său. Necesitățile sale, punctele sale forte sau punctele mai puțin dezvoltate. În momentul de față eu nu mai văd nicio barieră odată cu apariția ChatGPT și accesul liber la formele neplătite care sunt suficient de credibile practic nu mai există nicio barieră pentru un copil să primească răspunsuri la întrebări. Dar mai e ai aici, din nou, oamenii întorc pe toate părțile și găsesc și punctele negative. Cum verific eu, profesor, că ceea ce îmi prezinte elevul nu este rezultatul interacțiunii sale cu inteligența artificială și e acolo și sufletul și mintea copilului respectiv. Da, asta... Adică lecția, dacă nu i făcută de gigel și făcută de... Aici ne referim la modelul educațional prin care copilul trebuie să facă teme și da. atunci temele <laughs> sunt rezultatul minții lui sau a unei inteligențe artificiale. Eu m-aș uita mai curând la model dacă ăsta e modelul prin care copiii noștri vor învăța. Și mă uit la modele din alte țări unde evaluarea asta e făcută față în față, face to face. Și atunci nota de la finalul unui an de studie a unui copil înseamnă, pe de o parte, da, și capacitatea lui de a rezolva niște exerciții, dar mai înseamnă implicarea lui la nivel personal, modul în care colaborează. Și asta putând însemna mult în Acelei note de la final. Cunoștințele se reprezintă 30%. Dar restul, capacitatea. Și aici, vezi că ne întoarcem iară la inteligența emoțională. Așa este și ne întoarcem la inteligența emoțională atunci când cei care au creat zona asta de sistem au lăsat-o așa nerăscolită pentru foarte mult timp. Pentru că eu îmi amintesc, îmi imaginez cam cum era când eram elev și care era întrebarea profesorului. Ce a vrut să spună autorul, dar când voi să spui ce crezi tu că a spus autorul, de fapt nu conta în ochii profesorului, da. pentru că evaluarea era despre ce ai reușit tu să înveți pe de rost, că a zis nu știu ce comentator, da, da despre. Da. Am, am, respectivă. am făcut în aceeași școală, da, da, da. în locuri exact. diferite. Avem traume comune, da. pentru că eu o formă de traume și am descoperit în viața multor adulți frica de a vorbi în public, născută tocmai din experiențele astea da, neplăcute vine. din școală. Da, 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 da. și în și la cursuri aceeași teamă, pentru că modelul ăla cu care oamenii au trecut prin școală, că ești totdeauna ascultat și evaluat, le frânează... Da, da. ai fost ascultat și evaluat, dar dacă mai pufnește copilul, colegul în spate și dacă îți mai punești profesorul în doi, da, deja da, am, da, da. vorbitul în public este similar pedepsei. Da, dacă pentru e că a concluzionăm... fost un model bazat pe cunoștințe, pe memorie, pe... Da, nu pe, nu pe nu un model formativ, unul informativ. Da, mergând puțin în zona de ce s-ar putea întâmpla dacă, dacă noi am fi mai dezvoltați pe zona de inteligență emoțională și când inteligența artificială va fi mai dezvoltată. Cam cum ar trebui să se schimbe statul și interacțiunea cetățeanului cu, cu statul? Oh. Aici cred că nu ne ajunge emisiunea Să ne uităm câte, câte ore da. ne-am dorit de discuție În primul rând, statul ar trebui să, să fie deschis față de subiectul ăsta Și am văzut că există inițiative Ministerul Cercetării, inovării și Digitalizării are acum un consiliu consultativ Pe inteligență artificială, unde sunt invitați oameni prodigioși în domeniul ăsta, români care sunt în universități mari sau în centre mari de cercetare, ăsta ar fi primul pas. Apoi, includerea inteligenței artificiale în politicile publice. De exemplu, sugeram acum câteva săptămâni administrației să folosească pur și simplu ChatGPT, pentru că OpenAI oferă API-uri cu care se poate conecta și să ofere răspunsuri în locul unor funcționari care ar putea să facă foarte bine altceva. Îmi vine să râd pentru că mă gândesc la zona de empatie. Și de multe ori din interacțiunea cu omul de la ghișeu, cred că poți trage concluzia că inteligența artificială ar putea fi mai empatică față de unii dintre, nu generalizăm desigur, cei da. care sunt prea obosiți de locul lor da. acolo, față față cu publicul. Dacă ne uităm la, la empatie în sens strict aici, eu am niște semne de întrebare că inteligența artificială va putea înlocui, mima. Da, înlocui și mima empatia în, în forma ei naturală. Pentru că asta presupune ca eu să-ți înțeleg emoțiile, în primul rând, apoi să înțeleg de unde vin emoțiile, și apoi să fac ceva în așa fel încât să simți că te acceptă exact așa da, cum oglindire da, socială da, și da, da. De să nu. Oglindă, da. Da, 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 da. Uh, ori aici uh, mă uit și o cu curiozitate dacă inteligența artificială va putea să facă lucrul ăsta. Deci, cred că sunt câteva atribute, cum ar fi empatia, cum ar fi Creativitatea, care nu vor fi înlocuite curând de inteligența artificială și de asta copiii ar trebui să-și, și părinții și școala ar trebui să încurajeze, să asigure teren fertil pentru aceste două lucruri. Bun, deci statul ar putea să folosească, da, revenim puțin putea. la ce propusesem uh, în discuție, să da. folosească instrumentul acesta pentru a locui activitatea unor funcționari care ar putea cel să facă altceva. Cel puțin în privința accesului la informații, da. pentru că, uite, fie și tu și eu avem nevoie de informații publice. Le găsim, dar trebuie să... Călătorii <laughs> prin internet după ele. Nu uh, sunt baze de date unificate în așa fel încât să găsești răspunsul? Încă nu, răspunsul. încă nu. Dar pur și simplu drumul către anumite servicii publice de multe ori nu e atât de, nu e atât de clar. Uh, sunt țări care au făcut lucrul ăsta, deci nu trebuie să inventăm ceva. Singapore, de exemplu, are un robot de inteligență artificială care se răspunde la întrebări. Cum pot eu să schimb nu știu ce document? Pam, 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 pam. Ei, și mai mult decât atât, 99% din serviciile publice se pot obține de la distanță folosind tehnologii. Dar nu suntem cumva foarte departe de evoluție pe linia asta de inteligență artificială, tocmai pentru că e subfinanțată zona cercetării? Chiar mă uitam pe statistici și o cu, cu constantă pasiunea mea și observam că România totuși este pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, conform Eurostat, la capitolul investiții în zona de cercetare. S-au promis vreo 2% din PIB, avem undeva sub 0,2% dacă cifrele mele sunt concrete și că a fost ministrul al cercetării da. cu siguranță, că ai uh, simțit pe propria piele ce înseamnă da, subfinanțarea. Da. Uh, aș spune că una dintre cauze e faptul că foarte puțin dintre cei care ajung în funcții de decizie înțeleg cercetarea. Pentru că nu s-au intersectat uh, cu cercetarea până acum în, în carierele lor. Uh, Bun. De aici mai departe, ar trebui ca fiecare demnitar, indiferent de minister, să aibă un consilier pe cercetare și, dacă se poate, și unul pe digitalizare. Oameni cu background super relevant din punctul ăsta de vedere și să nu încerce neapărat să înțeleagă, pentru că uneori nu e ușor de înțeles, dar măcar să-i asculte și să. Urmeze sugestiile acestor consilieri. Pentru că, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, am înțelege de ce, în mod igienic, pentru sănătatea unei țări, trebuie să investim în cercetare. Eu cred că am deschis un drum din punctul ăsta de vedere. Văd că succesorul meu merge hotărât pe el. Nu știm ce se va întâmpla după cu noile guverne. Da. Uh, cu Pentru că fost și o, premieră, e o problemă, lista de continuitate da. a proiectelor, adică un ministru da. ce speranțe de viață are în funcție? Așa Una parte e, mică. așa e, dar aici ar trebui o convenție care să fie transversală, indiferent de culoarea politică. Da, și cu fostul premier, cât chiar ajunsesem la, la o înțelegere superațională, de creșterea bugetului cercetării, undeva până la 0,6% în câțiva ani, fiindcă aici vorbim și de capacitatea de absorție. Dacă noi acum mâncăm cu lingurița o supă pe zi, dacă ne trezim în fața un, unui pui la rotisor, s-ar putea să, să, nu, să nu fie ușor, da, să avem o criză de bilă. Deci trebuie crescută capacitatea de absorție, trebuie reglate standardele de evaluare ca să știm că banii sunt. Corect, judicios folosiți. Și reformarea unităților de cercetare pentru uh, că. Da. Uh, reformarea, în primul rând, a standardelor, de evaluare a instituțiilor, a proiectelor și a cercetătorilor. Și atunci știm că avem un numitor comun și de acolo înainte putem cheltui da. banii. Cred că sănătos. discuții de genul acesta, care apropie niște concepte care par doar teoretice și foarte departe de viața de zi cu zi, de genul acesta de discuții este cheia pentru apropierea da. societății de cercetare. Adică Clar. să înțelegi Clar. care este utilitatea cercetării în viața Absolut. de zi cu zi. Absolut. Care este utilitatea? Păi ne putem tot, uita... tot ce în jurul nostru da. e rezultatul unor cercetări. Da? Inclusiv microfonul ăsta sau performanțele microfonului ăsta sunt rezultatele unei cercetări pentru o țară, e mai, uh, e mai productiv să uh, își folosească propria cercetare, e mult mai economicos și de ce nu, cum fac multe țări, să o exporte. Pentru că noi am exportat până acum cercetători, da. îi regăsim în Avem mari centre de mare cercetare. mare brain drain și, uite, în PNRR, de exemplu, am încercat să întoarcem în fluxul, să avem un brain gain, aducând înapoi oameni care s-au dus afară, s-au format și pentru o perioadă să lucreze în România. Și acolo sunt, trebuia alocați vreo 183 de milioane ca să-i avem și, și să dea înapoi. Da, o parte, cam jumătate sau și un pic întors? mai mult. Da. trecute a fost prima serie de contracte încheiate am văzut universitatea Babeș-Bolyai a luat 12 granturi de felul ăsta Politehnica parcă nouă, deci sunt 70 de un mecanism de... care începe să funcționeze. Da, 70 de granturi care uh, vor funcționa. Doar dacă ne am uitat spre zona de medicină și cât de mare ar fi impactul nu doar utilizării inteligenței artificiale, ci a cercetării în general, da. că mai tot ce e ambele, multate, ambele, exact. Da. Ne am dat seama ce înseamnă medicina viitorului, cât de mult impact ar avea asupra noastră Absolut. în viața de zi păi cu zi. Ne gândim la, uite, de exemplu, la zona de diagnostic inteligența artificială, acum câțiva ani a fost publicată asta, are capacitatea de a identifica cu câțiva ani înainte apariția unui cancer mamar. Prin analiza pozelor, ceea ce niciun medic cu ochiul liber nu poate face lucrul acesta. E doar un exemplu e și atât de consistent, exact, cât de mare este puterea utilizării unui da. asemenea instrument. Dar mă mai gândesc la o, o particularitate a discuției și aș vrea să o integrăm în ceea ce punctăm noi astăzi, cum am putea în viața copiilor noștri. Să inoculăm atât uh, interesul pentru zona de inteligență emoțională, cât și instrumentele potrivite pentru folosirea inteligenței artificiale. Pentru că da. acolo cred că e cheia. Păi, <laughs> Educarea uh, noilor generații pentru ce va fi pe Cred pe că, monitor. în primul rând, trebuie să ne reglăm pe noi ca să putem uh, fi de vreun folos copiilor. Și, uite, aici pot uh, să-ți dau un exemplu. Uh, Înțelegând importanța inteligenței emoționale, ne-am propus în familie să nu avem niciodată conversația asta cu copilul despre ce notă a luat. Și e un copil care a terminat liceu acum și niciodată n-a fost întrebat ce notă a luat, pentru că asta i-ar fi drenat o parte din energie exact acolo unde nu trebuie să învețe pentru note. Dar cum te asiguri că ajunge să facă și anumite lucruri care nu țin neapărat de performanță, ci de împlinirea lui profesională mai târziu, dacă nu cuantifici zona de notare? E o întrebare care e chiar curiozitate personală, că și eu ca părinte sunt interesată de noi metode. Da, aici mână în mână cu școala și da, copilul nostru a făcut o școală privată, Cred că a fost o decizie bună. Nu spun că o școală publică nu putea fi la fel de bună, dar în zona noastră de accesibilitate, probabil că ne-ar fi fost mai greu. Mână-mână cu școala, ne-am uitat pe tot parcursul școlii lui în ce direcții, cum spuneam mai devreme, în ce direcții se simte confortabil, comunică foarte bine, e foarte creativ, dacă până și profesorul de matematică ne-a zis că e foarte creativ la matematică, ceea ce eu nu prea înțeleg, <laughs> înseamnă că aia, aia ar trebui să facă. Și uite, o să-ți urmeze drumul și o să facă comunicare. Extraordinar, mă bucur <laughs> foarte mult pentru Teo, da. că va face lucrul acesta, e un domeniu minunat. Deci, practic, trebuie să ne uităm cum da. se dezvoltă, să fim da. atenți și implicați da. în, în da. viața copilului și... pentru zona asta emoțională, inteligența da. emoțională, și să-i lăsăm să se expună, pentru că inteligența emoțională uh, nu se învață din teorie. Este uh, un lucru care se dezvoltă prin interacțiune interacțiune, chiar și a te cunoaște pe tine. Trebuie să te vadă și cineva din afară și să spună ceva despre da, tine. Da, e atât de greu să i spui unui părinte că trebuie să lase pe copil să experimenteze pentru că în unor experiment părinți, înseamnă da. și eșec, înseamnă și lacrimi, da, înseamnă și... și trădare și, și trădare, iubire, dar da, bineînțeles și frustrare și bucurie, da. De ce? Pentru că știi că tu ai trecut au prin print, asta au și gust. știi cât de greu ți-a fost da. și nu vrei ca și copilul tău să treacă prin da, așa da, ceva. Da, dar lucrurile astea sunt sunt necesare. Adică trebuie să simți Trebuie să simți cine te trădează, cu cine te poți alia, pentru că asta îți vor fi folositoare în viață. Să știi, să faci diferența. Ori, cum spun na, unii psihologi, e o treabă de kilometraj. Nu poți să deci, strategia globului de sticlă și a comportamentului no, no, foarte no, no, no. protectiv trebuie nu te duce Echilibru nicăieri. Între, între dezvoltarea capacităților cognitive, fiecare în direcția în care e mai talentat, dar și expunere. Expunere în mediul social. Uh, uite, sportul, de exemplu, aparent te dezvoltă fizic, dar te dezvoltă foarte bine și emoțional. Acolo înveți să pierzi, înveți să câștigi. Dar cât de mult din uh, exersarea inteligenței emoționale și uh, structurarea, construcția potrivită pe dimensiunea asta înseamnă eșecul? A, ah, e cea ce mai bună școală, eșecul. Da, și uh, a trăi cu eșecul, uh, cred că e o e o capacitate care în viață în timp dă cele mai bune rezultate. Reversul ei, frica de eșec, e una dintre cele mai mari bariere în calea creativității. Da, nu ai inițiativă, nu ai inițiativă pentru că te temi că cineva te ceartă dacă ai greșit. Sau că nu ori, vei reuși să faci da, ce să propus felul, și Felul în care e tratată greșeala e determinantă pentru succes. Deci să-i să echipăm pe copii și da. pentru eșec. Cum zic uh, americanii. If you lose, don't lose the lesson. <laughs> da. da. Dar uh, partea cealaltă, inteligența artificială în mâinile copiilor. Și asta e o, o discuție uh, consistentă. Cum faci? Cum faci să nu uh, aluneci spre partea în care a, inteligența artificială nu mai e un instrument, e totul? Adică, oh, ce bine da. îmi facă tema da. <laughs> intrând pe nu știu ce aplicație. Da, uh, mărturisesc, nu știu. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Uh, poate că subiectul m-a prins cu copilul deja mare. Gata, uh, pregătit pentru zbor, nu? Dar, uh, da, e o întrebare la care și eu mă uit. Uh... Dar ca adult... Poți să cazi de asemenea în plasa în care ar putea să cadă un adolescent? A, a, plasa fiind aceea de a folosi inteligența artificială mai mult decât este cazul și a estompa zona de proprie creativitate? Se poate întâmpla asta unui lider în echipa sa? Um. Că și asta cu liderul și părintele, cred că îl da, în, în esență, cred că pentru lideri nu, uh, fiindcă, uh, hai să spunem, uh, statutul ăsta de lider ți este atribuit de către ceilalți. Uh, ori asta înseamnă autenticitate, în primul rând. Înseamnă uh, ca oamenii să simtă că tu le știi interesele și că îi poți ajuta, mergând împreună cu tine, pot ajunge acolo unde își doresc. Uh, ori cred că aici inteligența artificială nu, nu poate suplini uh, dialogul uh, între oameni. Pentru că, da, eu, eu, dacă vrem să facem ceva împreună, eu vreau să te înțeleg în ansamblu, cu toată viața ta. Uh, vrei carieră? Vrei un loc confortabil, unde să primeze mai degrabă armonia și relațiile bune? Și atunci eu să știu să-ți asigur lucrul ăsta. Inteligența artificială nu cred că poate suplini lucrurile astea. Sau deocamdată nu i-am văzut dimensiunea da, aceasta, în nu e Liderii sunt utile acolo unde specialiștii nu au răspunsuri până la un punct, un specialist poate să dea soluții. De acolo înainte... Trebuie integrate de cineva care da, vede absolut. un ansamblu, vede a, dirijor al a, echipei da, pute, respective. Spune, da, putem spune. Sau cineva care să ofere spațiu, suport, condiții. Da, dacă ar fi să ne gândim așa la un dirijor la nivel de administrație publică, da. În ce locuri este musai să integreze acest dirijor inteligența artificială? Pentru că cât? pe cea emoțională nu știu cât reușește să o... Cât de dirijor să fie? Adică cât de mare să fie orchestra? Uh, fiu, de la nivel local la nivel central. Okay. Uh, niște mici mecanisme, că oricum nu mai e mult timp să... Ei, da, uite, pot să-ți dau exemplu meu. Una dintre primele discuții cu uh, directorii din minister a fost cu ce vă pot eu ajuta? Și unii mi-au mărturisit că în 20 de ani nu a fost niciun demnitar care să-i întrebe cu ce îi poate ajuta, ci cum îl pot ajuta ei pe el. Da. Cred că ăsta e primul lucru, să înțelegi de la oameni ce vor și după aia să te asiguri că le crezi, dacă ai posibilitatea, spațiul respectiv. Deci, cred că asta e prima schimbare de paradigmă. Vorbim despre inteligența emoțională, da. dar făcând punte, pentru că oricum mai avem foarte mult timp spre inteligența artificială, ce ar trebui dirijorul acela de mâine să integreze? Uh, păi, uh, administrația noastră, așa. La Așa cum am văzut eu, uh, uh, este greoaie. Eu constatasem după vreo două săptămâni că merge de cinci ori mai greu. În următoarea lună de 50 de ori mai greu, și dacă aș mai fi stat, probabil că ar mai fi crescut. Și aici sunt două lucruri. Unul, lipsa de eficiență a administrației vine din modele de organizație. Un model piramidal, cu autoritate de sus în jos. Însă nu va funcționa. Al doilea, administrația e orientată spre interior, spre ea ca ea să-și atingă obiectivele, nu spre cei pe care îi deservește către clienți. Asta e a doua paradigmă pe care ar trebui să o schimbăm. Și m-am uitat la țări în care au fost reforme ale administrației, cu asta au început. Ne uităm către cetățean, gândim toate lucrurile centrate pe cetățean, ai fi lui mai bine și într-un mod sincer, nu doar într-un mod declarativ, că așa, dacă ne uităm la declarații, toată lumea vrea, ne vrea bine. câștigă alegerile, dar, dar mai apoi nu tot, tot greșel vânează, da? Nu, nu, vânează hoți, vânează greșelile bunilor contribuabili. Da, deci paradigma e aceeași. Indicatorilor de performanță sunt volumul de sancțiuni, nu colectarea, nu conformarea fiscală. Să sperăm că multe sau puține, măcar câteva dintre ideile pe care le-am pus noi pe masă în această discuție vor fi și preluate de unul, doi oameni din administrație sau părinte sau cineva care își dorește să da, se gândească să mai bine exact da. la zona de inteligență emoțională dar și la perspectivele utilizării inteligenței artificiale. Mulțumesc foarte mult, Ciprian Teleman, pentru această discuție. Le mulțumesc și ascultătorilor. O seară liniștită. La revedere!